Te salut din nou cu mare drag și mă bucur tare mult să ne găsim sau regăsim, da, pe acest canal de sănătate holistică. Astăzi am să vreau să vorbesc despre un subiect și anume autofagia. Ce se întâmplă în corpul nostru, care sunt beneficiile, da, care sunt caracteristicile autofagiei în momentul în care se declanșează și când se declanșează și când se oprește, da? Sunt mai multe, așa că înarmează-te cu un pic de răbdare. Am încercat să sintetizez cât de simplu și pe scurt acest subiect, pentru că este într-adevăr un subiect destul de complex și n-am să intru absolut deloc în termeni medicali, ci am simplificat, da? Deci toată înțelegerea asta a autofagiei. Așa că, în primul rând, cine este câștigătorul, dacă pot să-i spun așa, premiului Nobel, da, în 2016, a acestui proces de autofagie. Și anume este un medic japonez născut în 1945, Yoshinori Osumi, da, care el a găsit, de exemplu, a descoperit acest concept. Autofagie, multă lume spune că ar fi cumva, da, din limba greacă, automâncare, da? Sau autodigerare. Parcă mai bine ar fi așa. În sfârșit, ca să înțelegem mai clar, cum îmi place mie, mă folosesc mereu de anumite metafore. Și am să spun acum, în această zi, despre metafora asta a curățeniei, da? Deci, când noi avem nevoie de curățenia casei, în general. Deci, casa, de exemplu, o comparăm cu corpul nostru. Putem să facem și facem, și normal așa ar fi. Nu musai în fiecare zi, da, în curățenie, să fim obsedați de curățenie, dar facem, de exemplu, curățenie o dată pe săptămână. Ok? Și mai mult menținem, deci în fiecare altă zi menținem, dar curățenie o facem o dată pe săptămână. Asta egal cu detoxifierea corpului. Deci o curățenie săptămânală ar fi o detoxifiere a corpului pe care noi oamenii ar fi bine să o facem o dată sau de două ori pe an. Atenție! Dar o curățenie mai generală, da, este indicată și noi, în general, românii, o facem poate de două ori pe an, de Paște și de Crăciun. Când ce facem? Ne apucăm și, nu știu, spălăm și covoarele, pentru că asta nu le facem întotdeauna, da? Deci nu facem în fiecare săptămână acest lucru. Adică facem o curățenie generală. Femeile, în special, știu despre aceste lucruri, da? Deci de două ori pe an noi facem curățenii generale. Dar, de cele mai multe ori, tot singure le facem. Adică eu, ca femeie, scot sau mă ajută, mă rog, partenerul să scoatem sau să ducem, mai nou acum, aducem covoarele la spălat. Dar mai demult le scoteam pe, nu știu, pe gard, pe sârmă, pe poartă, pe o bară și le băteam, da, covoarele. Canapelele care se puteau să se dea jos de pe ele, să se spele, perdelele date jos, geamurile spălate, interior, exterior, deci o curățenie generală, care o făceam, da, singură sau cu un ajutor, nu mai mult, cam așa. Ce s-ar întâmpla dacă eu aș apela la o echipă de curățenie, care să vină așa cu o listă, da, și să-mi spună, uite, pot să-ți fac asta, da, pot să-ți șterg toate ușile, da, interior, exterior, inclusiv balamalele pe interior, multă lume nu face acest lucru, da? Poți să ștergi toate prizele, toate întrerupătoarele, păianjenii peste tot, și sus și jos, și după colțuri, și după, să zic eu, dulapuri, trag frigiderul, fac general, da, cuptorul, microunde, dacă am frigider, de asta, congelator, dulapurile pe interior la bucătărie, dacă vrei, dacă nu doar pe exterior. Deci o echipă, băile, da, băile foarte general, faianță, gresie, între rosturi. Deci tot ceea ce noi, adică în fiecare săptămână nu le facem. Deci asta este o curățenie generală. Dar dacă vine echipa, okay, pe care eu o contactez, vin două, trei persoane și îmi fac toate aceste lucruri,
posibil în 8 ore, într-o zi întreagă, poate să fie 3 persoane, care să curețe covoarele, da, profesional, adică foarte, foarte bine să le dezinfecteze, să le spele, să le așa. Deci totul să fie profesional și foarte intern. Gen, metafora este autofagia. Deci eu când vorbesc de lucrurile astea, de curățenia asta generală, exact același lucru se întâmplă în corpul nostru la nivel intracelular, da? Sunt așa niște mici echipe, să le zic eu, de muncitori, da? De muncitori, celulele albe fac mai mult lucrul ăsta, mă rog, ajungem și acolo, care curăță toate lucrurile astea, fără ca noi nici măcar să știm ce se întâmplă în timpul autofagiei. Așa cum, de exemplu, da? Deci dacă apelezi la o echipă de curățenie, te încrezi în acea echipă că într-o zi, dacă își asumă, da, să termine toată casa ta cu geamuri spălate, cu uși, băi, da, foarte general, bucătăria foarte general, și tu pur și simplu te iei, da, ai încredere în echipa respectivă, o să-i plătești la urmă, bineînțeles, da, te duci, pur și simplu îți vezi de treabă, nu te interesează să stai în spatele echipei și să vezi, da, cum face, da, oare bine face, da, ce produse folosește, dar bine, dacă îți sunt prezentate toate lucrurile astea să le cunoști, e ok. Dacă nu te încrezi, da, că posibil ți-a fost recomandat de către cineva, să zic eu, postul ăsta, ok? Și mă încred, da, că face treabă. La sfârșitul zilei vin acasă și într-adevăr văd casa, deci nu că curată, care, deci noi singuri n-am fi putut niciodată să facem o asemenea curățenie generală când apelăm la această echipă profesională. Ok? Exact același lucru se întâmplă în autofagie. Deci noi niciodată n-am putea vreodată, doar din detoxifieri, să ajungem la rezultatele care se obțin în timpul autofagiei. De aceea este foarte important postul. Da? Să atingem acel proces de autofagie. Deci prin autofagie, cred că am făcut un pic de claritate, pentru că o să mă auzi, tot am să vorbesc de echipele gen, echipele de curățenie, echipele din corpul nostru, ce vor face, bine? Deci prin autofagie, organismul își reciclează structurile degradate folosind componentele pentru a crea structuri noi. Deci, el... Într-adevăr, celulele noi, care ele se creează constant în corpul nostru, n-or să se ducă, da, în prima zi, de exemplu, sau undeva pe la 17-18 ore de nemâncat, cam atunci ar începe procesul de autofagie. Deci n-or să se ducă din prima zi să strângă tot, ca și echipa de curățenie. Deci n-or să poată în prima oră, când a intrat în casa ta, să facă tot. Are nevoie de timp. Ok? Exact același lucru se întâmplă și aici. Da? Care lucruri, care, să zic, celule se pot repara, da? Ele se repară. Mitocondriile, care nu, se reciclează, se folosesc ca energie și așa mai departe. Deci, autofagia promite studiile, da? Studiile, nu degeaba s-a luat premiul Nobel pentru așa ceva, doar că încă nu este foarte, foarte cunoscută. Mă bucur foarte mult că a apărut la noi în România în ultima perioadă, cel puțin în ultimii 2 ani, s-a discutat foarte mult despre posturi și se va discuta din ce în ce mai mult, doar că este important să cunoaștem anumite lucruri. Da? Deci, autofagia promite să reducă în remisie boli incipiente sau deja într-un stadiu destul de avansat. Bine? Cum este Alzheimer, Parkinson și diverse tipuri de cancer, și de asemenea îmbunătățește foarte mult sistemul nostru imunitar și încetinește îmbătrânirea. Tot autofagia îmbunătățește detoxifierea corpului. Da? Deci echipa de curățenie profesională, ea te ajută pentru toate curățeniile pe care le-ai făcut tu de-a lungul anului. Ok? Dar să faci doar una, două, trei detoxifieri pe an nu e suficient. Asta vreau să zic. Da? Ajută foarte mult și îmbunătățește echilibrul hormonal. Este foarte profundă
autofagia și este foarte sănătoasă corpului nostru. De asemenea, reduce rezistența la insulină și crește hormonul de creștere care este asociat cu menținerea masei musculare. Tot autofagia ne ajută la reducerea excesului de piele. Adică în acest proces de autofagie, fără doar și poate, se întâmplă, deci alte beneficii sunt că slăbim din masa corporală, din greutate. Da? Deci ăsta este un alt beneficiu. Okay? Dar poate să fie, cum am spus, dacă n-ai urmărit celelalte videouri ale mele, dacă te duci la cel cu scopul, deci de ce aș face un post, deci care mi este scopul, acolo poți să vezi. Deci scopul nu ar trebui să fie musai, da? Detoxifierea. Pentru că eu când mă detoxific, imediat mă duc și mă intoxific. Ok? Deci important mi-ar fi să mă uit la un stil de viață sănătos dacă mă simt că într-un fel am probleme de sănătate. Da? Deci ajută foarte mult. Când noi slăbim brusc, da? Multe persoane fac diverse diete și slăbesc o cantitate mare, pierd o cantitate mare de grăsime într-un timp destul de scurt. Și atunci ce se întâmplă? Rămâne așa piele agățată, să zic eu, atârnată și excesul ăsta de piele este foarte greu să scapi de el. Multe persoane apelează la, nu știu, operații, aici vorbesc când sunt multe kilograme, dar și așa, deci dacă o persoană pierde posibil un 10-20 de kilograme într-un timp foarte scurt, ceea ce eu nu prea recomand, da? Rămâne cu pielea asta lăsată. Dar în timpul postului acest lucru nu se întâmplă. De ce? Pentru că autofagia are grijă să se ducă cumva din acea piele atârnată, da? Care ar fi, să o consume ca și energie. Da? Din acele grăsimi care ele se tot... cum să spun, se ard, da? Deci echipa. Nu ne interesează, cum am spus, nici nu vreau să dau niște termeni foarte complicați ca să rămânem simpli și să înțelegem cât de cât ce se întâmplă în corpul nostru. Deci dacă îți dorești să scazi în greutate, da? Bineînțeles, nu vei scădea cu un post, cu 10 zile sau 20 de zile, e mult să ai făcut un plan și un program, dar să știi că nu vei rămâne cu această piele. Eu, de exemplu, cine mă cunoaște, am slăbit 32 de kilograme în 11 luni, în urmă cu 11 ani și la fel, pe vremea aia, clar că nu știam despre autofagie și despre posturi și așa, am slăbit schimbându-mi stilul de viață și nu am rămas deloc cu piele, nici lăsată, nici un fel, nici celulită, pentru că eu, în stilul meu de viață, am adus alte lucruri. Bine? Astea sunt alte discuții sau mergeți la videoul de cum am slăbit eu acele kilograme. Deci asta este un beneficiu de asemenea, deci dacă îți dorești să slăbești, să știi că nu vei rămâne cu acea piele pe lângă mișcarea care o să trebuiască să o implementezi. De asemenea, autofagia ajută, da, acele persoane care, de exemplu, au avut lovituri foarte mari la cap sau traumatisme craniocerebrale, cum ar fi accidente sau, mă rog, da? Și ajută foarte mult la recuperarea chiar dramatică, astea sunt din studii, da? A acelor persoane. În primul rând, creierul nostru are un sistem circulator separat față de restul corpului nostru. Și țesutul creierului, de asemenea, este diferit față, de exemplu, de musculatura noastră. Mușchii, da, mușchii corpului, ei pot fi afectați la exerciții intense, pentru că se rupă niște fibre acolo, dar corpul are grijă foarte rapid, în 48-72 de ore, le repară și s-a trecut, cum ar fi, febra musculară. Creierul e diferit, da, și el nu are această echipă care o au mușchii, cum ar fi, da, și este mult mai încet. După o mare lovitură, am spus, sau un traumatism craniocerebral, da? Dar are noroc că el este protejat în primul rând de ăsta, de craniu, care este foarte, foarte tare și ajută să nu fie foarte afectat în timpul, nu știu, a loviturii sau a căzăturilor. Aici eu dintotdeauna recomand, da, mamele să aibă grijă cu copiii, cu cei care joacă fotbal sau
sporturi de astea de contact, box și așa. Pentru că eu îl urmăresc încă foarte mult pe doctorul Daniel Amen și îmi place tare mult de tot ceea ce face el acolo, niște, să zic eu, raze, da, asupra creierului nostru. Și a fost un român, dar nu mi-aduc aminte exact cum îl cheamă, un boxior, pentru că avea durere foarte mare pe partea stângă, de exemplu. Și atunci s-a văzut în acele scanări pe care le face, că deci el pe stânga avea dureri foarte mari și afectat creierul, da? Partea stângă, jumătate a creierului. El, în timpul vieții lui, da, de boxior, primea foarte multe lovituri pe partea dreaptă. Dar noi știm, deci creierul are, da, lichidul cefalo-rachidian și așa, deci înăuntru el cumva are jocul ăla, da? Se mișcă cumva. Deci când primești lovitura pe dreapta, nu o să te doară partea dreaptă, foarte doare partea stângă. Exact același lucru se întâmplă cu creierul unui boxior sau unui copil care cade sau așa. Dacă te lovești în partea din față, da, te va durea cu ani, deci nu e doar dintr-o lovitură, dar te va durea, vei simți durere în partea din spate. Te lovești în stânga, te va durea partea dreaptă, pentru că este mult mai de impact lovitura. Am înțeles, deci ne-am înțeles cu creierul ăsta cum funcționează, dar dacă totuși, nu știu, ai un copil sau tu ca adult ai avut o lovitură foarte mare la cap, da? Un accident, este foarte important să reduci sau efectiv să elimini pentru o perioadă, deci nu total din viață, dar pentru o perioadă este foarte important să reducem orice alimente care conțin zahăr sau glucoză. Este foarte important să ai, de exemplu, o pauză, dacă ai putea un post intermitent să faci, sau chiar un post de o zi sau de două zile, să intri cumva într-un stil, deci pentru a recupera, da, ceea ce s-a făcut damage, îmi vine să spun în engleză, da? Deci ceea ce s-a întâmplat în creierul copilului sau adultului, deci este foarte important să-i dăm o pauză creierului nostru, în primul rând de la glucoză și la zahăr, da? Să adopți un stil, de exemplu, sau alimentație foarte scăzută în carbohidrați. Pentru că astfel creierul se va vindeca foarte, foarte repede. Deci e important să ții cont cumva de acest lucru. Bolile Alzheimer și Parkinson sunt boli neuronale de acumulare de multă placă. Și dacă noi facem constant, deci ca prevenire, sau ok, și deja dacă cunoști sau ai o persoană în familia ta, în apropierea ta, care are început sau posibil deja e într-un anumit stadiu cu Alzheimer sau Parkinson, este foarte recomandat să se facă aceste posturi. Pentru că automat echipa asta, care spun eu de curățenie, intră rapid în mișcare, da, și ajută foarte mult la curățenie. Deci curățenia va fi mult mai eficientă la nivelul neuronilor noștri și autofagia de foarte multe ori, da, este cheia multor vindecări și reversii sau stopări a multor boli. Mi-ar place tare mult doctorii să recomande aceste posturi. Bun. Deci te-ai vizualizat un pic, da, să faci un pic diferența între eu singura să fac curățenie generală și echipa de curățenie profesională, specializată, cu aspiratoare, da, cu mașini specializate de a curăța covoarele, de a curăța canapelele, de a spăla geamurile interior, exterior, balamalele și de la geamuri. Deci, ca să vezi cât de profundă este această autofagie, ce se întâmplă în corpul nostru, deci chiar este minunat. De asemenea, mai spun o chestie pentru creier și pe urmă trec mai departe, ca să ne ajute să nu developăm, să zic eu, anumite boli ale uitării, că până la urmă asta este, da, Alzheimer este boala uitării, este foarte important constant să ne antrenăm. Am spus, creierul este ca un mușchi, da? Deci are nevoie de antrenament ca să nu se atrofieze.
când se atrofiază, când pur și simplu, și de ce se întâmplă. Acum se întâmplă din ce în ce la persoane mai tinere, dar până nu de mult se întâmpla la persoane în vârstă, majoritatea deja când ieșeau în pensie, pentru că nu mai aveau activitate cerebrală. Da? Deci erau nu mai gândeau nimic, mă rog, pe lângă că aveau și niște emoții acolo, dar e foarte important să ne ținem constant creierul în mișcare. Și anume, să faci anumite integrame. Sunt anumite reviste foarte frumoase de sudoku. Da? Sudoku sunt niște numere puse într-o anumită formă și tu să ghicești, să-ți pui la mintea la contribuție, să-ți o pui, să vezi unde se potrivesc acele numere ca să nu se repete pe o parte și nici pe cealaltă și nici pe diagonală. E foarte minunat sudoku. Foarte, foarte bun. Pe urmă sunt iar o grămadă de aplicații de pe telefon cu jocuri psihologice, da? Anume ca să jocuri de memorie, să-ți reamintești anumite lucruri unde au fost puse sau care a fost ordinea sau anumite, nu știu, adunări, scăderi, sunt foarte frumoase. Deci chiar le recomand pentru persoanele care simt că, nu știu, a început uitarea. Ok, mai uit și eu poate. Nu unde am pus cheile, dar uit un lucru. Dacă mă duc undeva și vreau să, nu știu, să cumpăr ceva, mă duc fără listă sau așa. Dar asta mă observ, dintotdeauna am spus, și să nu se repete și să nu fie foarte, cum să spun, uitările astea să nu fie mari, da? Și să nu ducă și spre pericol. Bun. Dintotdeauna este important să ne uităm la corpul nostru ca, asta va fi o altă analogie, cum îmi place mie, o metaforă. Deci eu mă uit la corpul meu în oglindă, îl văd și să-l privesc nu ca pe o statuie dreaptă, da? Deci dreaptă, nemișcată, ci ca pe un râu. Când eu observ, da? Mă uit și mă uit la râu și mă uit la corpul meu. Știu că, da? Din natură, ce se întâmplă? Râul curge, râul se modifică, poate să se usuce prea mult, da? Să sece, cum ar fi, sau poate să se umfle, poate să aducă anumite, nu știu, poluări, toxine, da? Sau poate să fie foarte curat, depinde pe unde e râul respectiv. Așa și celulele noastre în corp se schimbă mereu, da? Ele se distrug, se rup, se refac, se înlocuiesc cu altele mai sănătoase, ca și un râu, ca și pietrele. Hai să zic, pietrele cam rămân acolo, dar și ele câteodată se duc sau își modifică forma sau culoarea sau așa. Dar exact același lucru se întâmplă în corpul nostru fără să ne dăm seama, fără de multe ori să nu intervenim deloc, da? Nu rămâne niciodată la fel. Deoarece, cum am zis, și în interiorul nostru se schimbă lucruri ca și apa în râu. Din anumiți factori, da? Externi, poluanți și așa. Și așa și în corpul nostru. Anumiți factori interni, dar și externi. Deci noi, ca să avem un corp mai sănătos, celule, organe, țesuturi, toate cele, da? Ar fi foarte, foarte bine să se elimine mai din cele vechi. Deci noi, dacă nu facem o curățenie pe interior, cum ar trebui, da? Sau la casa noastră, să ne facem o curățenie generală odată, nu știu, pe an, așa, bună, bună, pe urmă te miri că ceva se strică, miroase urât, se împute, se deteriorează, exact același lucru, deci să te gândești, casa mea, corpul meu, râul, din nou, corpul meu și toate organele. Este foarte, foarte important. Exact la fel, acum noi suntem adulți, da? Persoanele care se uită. Și fundația noastră, da, a fost clădită cum a fost clădită. Acum ce putem noi să-i facem? Da? Să o mai reparăm, să o, să zic eu, peticim pe aici, pe acolo, da? Mai dai jos asta, ce a căzut de pe fundație și o facem din nou nouă. Important e, și de asta eu totdeauna mă adresez foarte, foarte multor mămici, cât de important e să clădim o imunitate, adică o fundație sănătoasă copiilor noștri. Chiar zilele trecute pe un grup, aici în Irlanda, unde sunt eu, era o mămică, avea un copil de 4-5 anișori și căuta soluții rapide, rapide, rapide să-i crească imunitatea. Acum să-i crească imunitatea copilului, că deja a venit frigul, aici este foarte frig. Și peste 30 de mesaje, da, din partea altor mămici,
Fiecare cu siropelul, cu pastiluța, cu pliculețul, cu vitaminele. Măi, am scris pentru că, da, adică e musai să dau sfaturile care eu le adopt și le-am adoptat în viața copiilor mei deja de 12 ani. Hai să ne facem sanie, cum zic eu, începând de vara. Hai să construim, dar hai nu să construim, hai să menținem, să avem mereu o imunitate sănătoasă. De ce doar îmi fac iarna, acum și iarna și acum vreau să-mi fac sanie? Când eu tot timpul anului, dar să am o, cum să spun, o gândire de prevenție. Deci constant, deci nu doar acum, că e iarnă și îl văd copilul deja este foarte bolnav și foarte răcit și rapid să-i cresc imunitatea. E total greșit. Bine că tot vrei să-l ajut și nu ai ce să-i faci acum, da, cum să-l lași copilul. Dar mai bine mă educ, da, și pe parcursul anului mă uit la alimentație, ce mănâncă, mă duc, mă uit câtă mișcare face copilul, dacă bea apă, dacă, nu știu, iese afară, deci sunt legume, fructe, proteine, da? Deci am spus în episodul trecut și am să mă repet, dacă nu l-ai văzut să te duci să-l vezi, cât de importante sunt proteine. Deci chiar dacă nu știu nimic să pun altceva pe masă, da? Pe masa mea sau a copiilor mei, pun proteine. Da? Bine, nu e exagerat, dar vreau să spun proteinele sunt cele mai importante din alimentație. Așa, deci să clădim sau să reclădim deja dacă suntem cu un pas, să zic așa, într-o mică boală sau așa, se poate întotdeauna să reclădești ceva care s-a dă cumva să se surupe. Persoanele care au osteoporoză sau dureri de picioare, de oase, așa, este foarte important să știe că oasele sunt create, da? Deci ele sunt formate din proteine care ne dau putere și flexibilitate, că ia că nu degeaba vorbeam de proteine, și de minerale. Mineralele dau tărie și durabilitate. Proteinele construiesc oasele pe interior, deci în interior, ca și în celule, da? Și mineralele pe exterior. Când o persoană care are osteoporoză sau, mă rog, dureri de oase sau așa, când se duce și își face un film X-ray, da, o rază, oasele lor par destul de ok, pentru că nu poate să intre filmul respectiv în interiorul osului. Dar acele persoane au cumva oase de sticlă, se numesc. Adică ele sunt foarte fragile și la copii. Deci când avem aceste probleme, da, cu oasele, este foarte important să mă uit la ce? La proteine. Câte proteine consumă copilul meu sau eu, dacă am probleme cu oasele. Deci este foarte important acest lucru. La fel ca și celulele organismului nostru, calitatea lor, a celulelor, da, depinde de ceea ce este la interior. Și e bine, da, să se mai curețe interiorul, ca și casa de altfel, da, și apoi să se recicleze cum ar fi pe exterior, da, să începem procesul ăsta de autofagie și toate beneficiile care urmează. Deci este foarte important să fim puternici la interior. Mă repet, n-am să pun vreodată un lac sau un gel pe unghie ca să-mi facă unghiile mai tari, ok, decât pun la interior ca să am unghii tari, păr sănătos, piele și toate cele, și oasele inclusiv. Deci tot ce e, mă uit la interior. Interiorul creează exteriorul. Bun, mergem mai departe. Autofagia, de asemenea, poate fi declanșată, atenție, în primul rând, da, prin post intermitent sau un post de o lungă durată de 17-18 ore, da, de nemâncat. Și mai poate fi declanșată, doar că nu va dura foarte mult, prin efort fizic foarte intens. Aceste cercetări cu care eu vin în fața voastră sunt, cum am spus, din alte surse, din alte țări, deci nu din România, dar cu siguranță și în România se discută despre asta, sunt acele exerciții HIIT, se numesc, da? Adică High Intensity Interval Training, care nu durează mai mult de 30 de minute, cam acolo, 30-45 maxim. Eu am făcut așa ceva pe vremuri, cred că v-am mai spus în alte episoade, da? Unde aici îți simți inima că
îți urcă, deci e foarte intens. Deci se lucrează undeva în sesiuni foarte scurte și intense, de până la 45 de secunde o sesiune, da? Doar 10 secunde pauză. Mi-aduc aminte că nici nu reușeam să, adică nu aveam timp să mă duc să beau o gură de apă, pentru că imediat începea din nou sesiunea. Deci sunt foarte intense și acolo, în acele exerciții, se pornește puțin procesul de autofagie, dar nu este același, da? Ca durată și ca intensitate și ca curățenie interioară, ca și cel ce se întâmplă în atunci când nu mâncăm, da? Dar se poate și în acele momente și cu siguranță acele persoane care fac astfel de exerciții foarte intense, să vă uitați la ei cât sunt de sănătoși, da? Pentru că acolo la fel se întâmplă reciclarea asta celulară. De asemenea, cum am zis, se întâmplă autofagia când nu mănânci. Foarte simplu. Noi, în ultima perioadă, da, mâncăm prea mult. Mult mai mult decât ne este necesar. Da? Și creăm diverse depozite, da, prin corpul nostru și acolo, stau acolo. Noi când ne oprim din mâncat, pur și simplu, deci corpul, ca să supraviețuiască, v-am spus, este atât de inteligent și te încrezi în corpul tău cum te încrezi într-o echipă de curățenie. Da? Deci tu pleci de acasă și doar te întorci și vezi curățenia lună și bec. Ok? Așa și în timpul autofagiei. Deci te încrezi în corpul tău că el își face treaba și se duce și găsește rezerve, da? Stocate pe aici, pe acolo, în primul rând de pe abdomen, se duce și colectează de acolo și mănâncă. Așa? Și le ia, deci după ce le ia pe alea de acolo, pe urmă se duce și le găsește acele celule care li se pare lor, a celor alte celule, că nu sunt de folos. Sunt inutile cumva sau posibil sunt bolnave, da? Și de obicei ele stau, celulele, ascunse prin diferite colțuri, ca să spun așa, ale corpului, da, și ale organelor noastre și ale țesuturilor noastre, pentru că nu mai pot să migreze, sunt deja bătrâne, sunt bolnave, sunt atacate, cum ar fi, da, și stau ascunse, stau pitite, ca și păianjenii în casă, sunt care îi vezi sus pe la colțuri, dar sunt mulți și ascunși, da? După noptiere, după frigider și dacă nu tragi de acolo, nu îi găsești. Exact aceeași analogie, da? Și aici. Și atunci, ce se întâmplă? Deci stând foarte mult acolo, până la urmă se vor îmbolnăvi. Cum am zis, boala, da, vine și din alimentația noastră, dar nu numai. Deci să nu ne limităm doar la asta și v-am spus întotdeauna, eu sunt pe holos, da, deci minte, trup, suflet, spirit, deci și gândurile noastre și emoțiile noastre ne pot îmbolnăvi, dar o foarte mare parte din rolul, să zic, bolii îl au alimentele. Așa că, prin post, da, când noi ne oprim, organismul, da, trimite echipa asta lui de curățenie în interiorul corpului și culege tot ce nu mai este util. Absolut. Deci tot ce nu e bun, ce nu e util, se aruncă, se reciclează, da, se elimină și se folosesc de acele celule ca să supraviețuiască, cum ar fi, ca și energie, pe post de energie, da? Astfel, sistemul nostru imunitar se îmbunătățește foarte mult pentru că acea echipă de curățenie, da, deci ea reglează într-un fel și balancează celulele albe, okay, din sânge, care ele sunt responsabile în primă fază. Da? V-am spus că nu vreau să intru foarte mult în partea medicinală, dar ele sunt responsabile în primă fază de găsirea de materiale nefolositoare. Cum ar fi? Virus, bacterii, celule moarte, canceroase sau început sau așa. Deci este minunat ce se întâmplă în corpul nostru în această perioadă când noi nu mâncăm. Ca și orice altceva în viață, până la urmă, este foarte important echilibru. Da? Deci echilibrul este cheia. Între anabolism, deci a clădi ceva, și catabolism, da, a elimina și a distruge ceva, e important să avem echilibru. Nu putem să construim o casă sau un bloc sau o clădire cu 50-100 de etaje. E ok, na, prin Dubai acolo sunt niște structuri
foarte faine și așa, dar ca idee. Deci nu putem să construim la nesfârșit sau doar să distrugem și să eliminăm la nesfârșit. Deci nici numai să mâncăm și să depozităm și nici numai în post. Da? Pentru că și am discutat în alte episoade, sunt anumite efecte adverse, dacă noi nu știm să venim și să le suplinim imediat când ne-am oprit din post, deci nu e sănătos. Și de asta spun, echilibru în orice este foarte important. Echilibru între activare și dezactivare, între a fi treaz și a te odihni, e important, între a face mișcare, da, și a sta, la fel, deci să știu că mișc, da? Haideți alături de comunitatea de susținere a postitorilor pe Facebook la programul cu scop mișcare și hidratare. 5.000 cel puțin de pași pe zi. Da? 2 litri de apă cel puțin. E foarte fain. Așa. Deci nu înseamnă că organismul nostru are mai mult nevoie de un lucru sau de celălalt. Deci prea mult somn iar nu e sănătos și prea puțin, undeva la 3 ore, 4 ore când aud alte persoane, la fel este foarte puțin și își va spune această depravare de somn, da? Își va spune cumva cuvântul în ani. Nu acum, că avem o anumită vârstă și suntem, să zic eu, tineri și în forță, dar în ani de zile, deci să nu facem excese. Da? Chiar dacă într-o zi, cum am zis, mi-este, nu știu, urgent să termin un proiect sau așa și dorm poate 4 ore pe noapte, dar sunt atentă, sunt conștientă că nu e sănătos să am acest stil de viață. Bine. Mai de mult, ca să nu zic că pe vremuri, nu exista tocmai acest stil de viață, da? Care acum este foarte mult stres, foarte multă lumină artificială, nu așa de multă mișcare, plus că se mai recomandă 3 mese pe zi și 3 gustări. Mie mi se pare extraordinar de mult dacă nu știm să le mâncăm corect. Pentru că v-am spus, acele persoane sportive care fac acele exerciții intense, cu siguranță, da, ei au 3 mese pe zi, știu exact cât, cu siguranță și măsoară toată proteina și carbohidrații și grăsimile, da, și gustările iau într-un anumit fel, deci sunt foarte organizați. Dar nu putem să fim toți la fel și nu știu dacă e necesar, da? Deci eu îmi place, cum să spun, simplitatea și echilibru. Am mai spus, 2 mese pe zi e suficient, 1-2 gustări, depinde și de gustări, e suficient. Da? Viața noastră modernă, pe care avem acum, nu mai este în acord cu natura de mult, nu ne mai ghidăm după soare, cum era mai de mult, cum am zis, da? Să ne trezim la o anumită oră și să ne culcăm la o anumită oră, deci totul este cum este. Deci, depinde. La fiecare persoană în parte, autofagia asta se declanșează, da? Sau se întâmplă într-un alt fel. Depinde de foarte multe toxine care le are, de exemplu, sau le conține corpul tău. Depinde la fel. Deci când o echipă de curățenie se duce la o casă care nu a fost detoxifiată, da? De 2 ori pe an, de Paște și de Crăciun, sau nu a fost menținută în fiecare săptămână, cât de greu este acelei echipe, cât are de muncit și posibil nu va scoate aceeași calitate, da, a curățeniei, că va trebui să folosească pe lângă asta foarte multe produse mai toxice, de a scoate nu știu ce negreală, da, de pe pereți, dintre rosturile de la baie, mucegai, mizerii, da, depozitate. Deci, ca idee, cât de greu este și unui corp care noi îl avem plin cu toxine ca să se curețe față de un corp care este cât de cât menținut sau făcut aici și acolo câte o detoxifiere. La fel, deci autofagia la fiecare persoană se va întâmpla într-un anumit interval. De exemplu, deci o persoană care a avut un stil de viață sănătos, posibil să se declanșeze după 17-18 ore de nemâncat. La o persoană, cum am zis, care are mai multe toxine în corp, posibil după 48 de ore să se declanșeze. Dar
cu o floare nu se face primăvară. Dintotdeauna am spus și îmi place să mă repet. Este foarte important să ai lângă tine un terapeut sau o persoană care cunoaște, da? Deci tu întâi să-ți știi scopul. Dacă nu știi, ok, vrei să-l afli tot cu cineva să te ajute. Să știi cât de des sunt bune aceste posturi, da? Tot pe un grup am văzut săptămâna trecută o persoană care a făcut 10 zile, da? prima dată, n-a mai făcut până acum post și nu mai putea. Deci efectiv nu mai putea și nu știa ce să facă, că ar fi vrut să stea mai mult, că nu știu ce, că așa. Și vrea să reducă o tumoră pe care o are și i-am spus, deci eu aș recomanda să te oprești. Deci dacă nu mai poți, înseamnă că, da, ceva din corpul tău îți spune ajunge. Deci ascultă-ți corpul. Dacă tu până acum, de exemplu, nu știu, fi având vreo 50 de ani, da, că nu n-a dat amănunte și a fost anonimă. Deci dacă tu până acum nu ai dat corpului tău această detoxifiere, această curățare la nivel intracelular, deci nu te poți aștepta ca printr-un post să reduci ceva. Deci o tumoră este o crescență, nu e mare lucru, da? Că echipa asta de curățenie se duce ea acolo și o găsește până la urmă și o elimină. Dar dă-i timp. Dă-i timp corpului, da? Deci faci acum 10 zile, revii frumos, da? 5 zile, dai timp. Vezi stilul tău de viață cum este. Gândurile tale, emoțiile tale, mișcarea, hidratarea, toate cele. Și mai lasă un timp să mai treacă o lună și mai faci un 10 zile. Și fă așa cel puțin 6 luni, dacă nu și 12, mai introdu și alte elemente ajutătoare, să zic eu, da? Anumite terapii alternative posibil, introdu puțin suc din iarbă de grâu. Deci depinde de pe fiecare ce dorește, da? Care este scopul. Și în funcție de asta, când găsești un terapeut sau dacă vrei, fă singur, deci du-te pe un drum necunoscut. Poți să faci și asta, da? Dar dacă găsești o persoană care te-ar putea îndruma exact, să-ți facă un plan, ce am de făcut acum și pe, da, etapa a întâia, a doua, a treia și pe urmă să vezi rezultate. Dar rezultatele n-au cum să vină într-un an când tu ți-ai abuzat corpul 50 de ani, ok? De asta zic, la fiecare persoană sunt diferite când încep autofagiile, să zic, în corp și la fel simptomele pe care le avem, da? Deci o persoană cu multe toxine, cu siguranță deja în ziua a doua, a treia, a patra sau pe tot parcursul postului poate să aibă amețeli, grețuri, dureri de cap, înțepături pe aici, pe acolo, prin organe, da? Și o persoană care s-a menținut, să zic, pe parcursul vieții mai sănătoasă ar putea să nu aibă niciun efect advers, niciun simptom care are sau acuză persoana cu multe toxine. E foarte logic, așa mi se pare. Deci, gândește-te să implementezi. Deci nu ne mai ducem să avem fundația și noi tot vrem să tot o, cum să spun, să o peticim. Hai să încercăm cumva pe lângă fundația aia să mai facem o dublă fundație, zic eu, care să o împuternicească pe aia care e deja că e. Ce să-i mai faci? E acolo făcută, da? Deci cumva să-i facem o armură mai puternică. Și atunci, e musai să mă gândesc pe termen lung, că posibil mai am de trăit încă 20-30 de ani de acum încolo. Și atunci, hai să implementez. Deci să nu mai caut scurtături. Las că fac un post și mi-au trecut toate. Nu ți-au trecut, pentru că ai abuzat acel corp ani de zile, peste 40-50 de ani l-ai abuzat. Nu. Și atunci, hai să mă gândesc așa și să implementez un stil de viață sănătos. Ce, Doamne, pot să fac? Să reduci caloriile. Deci, uite, de mâine vreau și eu asta. Cum am zis, nu putem tot odată să facem ce n-am făcut atâția ani. Dar de mâine reduc caloriile. Schimb farfuria, da? Mănânc dintr-o farfurie mai mică, mă mișc mai mult, reduc, nu știu, reduc ceea ce am, cred eu, da? Cred eu că m-a adus în momentul în care sunt acum. De asta spun, e sincer să mă uit eu la mine, da? În oglindă și să mă uit ce nu-mi place, pe unde sunt bolnavă, pe unde m-am îmbolnăvit, oare ce m-am îmbolnăvit, hai să reduc. Hai să încerc să elimin, da, pe cât posibil, acele gânduri, acele chiar persoane, dacă sunt, da, în anturajul meu sau chiar în viața mea,
Sau dacă nu poți să le elimini, că asta e situația, măcar contactul, da? Întrerup contactul sau îl mai slăbesc cumva. Deci întotdeauna vor exista soluții, fără doar și poate. Hai să... Ce să mai fac? Nu știu, să... Pot începe cu mic dejun. Deci mic dejunul să-l duc cumva, să nu-l mănânc la prima oră dimineața, dacă am fost obișnuită, da? Să mă trezesc la ora 7 și la 8 să mănânc micul dejun sau la 6, mă rog așa, să îl împing cum ar fi un pic, să am o fereastră mai mare de post, da? Deci dacă eu aș mânca, de exemplu, deci să am o fereastră de 18 ore. E destul de mare, dar hai să văd, dacă nu, măcar 17 sau 16, fiecare, da? Deci să nu consum micul dejun, cum am spus, beau apă caldă cu lămâie, beau apă caldă cu ghimbir, cu turmeric, cu piper cayenne, cu oțet de mere, cidru din oțet. Deci sunt mai multe variante și atunci duc puțin mai încolo mic dejun. Și să zic, dacă le iau la 12 și cina la ora 6, automat acest stil de viață, dacă eu pot zi de zi să fac lucrul ăsta, atunci pot să spun, hai că fac și un post mai lung, de 5 zile, de 3 zile. Dar e musai să îmi dau timp corpului și creierului ăsta, care el e setat pe un anumit stil de viață, care m-a dus în momentul în care sunt acum. Deci fiecare mă uit la mine și văd dacă sunt bine. E ok, da? Dacă doar vreau, uite, doar vreau să reversez un pic, nu știu, vârsta, da? Și vreau un pic să mă reîntineresc, pentru că se întâmplă lucrul ăsta, da? În autofagie, și atunci spun, ok, doar de asta am nevoie. Dar dacă am de vindecat ceva și am de dat ceva înapoi, cum ar fi, dau ceasul biologic, da? Dau în remisie anumite boli sau tumori, cum a fost doamna asta în cauză, deci e foarte important să mă uit la aceste lucruri și să încep să nu mai fac acele lucruri. Cum spune Einstein, culmea nebuniei, să faci mereu același lucru și să te aștepți la rezultat diferit. N-ai cum. Dar sunt așa de multe, zic eu, informații, și câteodată, chiar și astăzi, aveam un Zoom cu cineva care spunea, dintr-un ocean de informații, sunt așa de multe pe toate canalele, pe toate media, nu mai știi pe cine să crezi. Un nutriționist spune, laptele îți dă putere și oase sănătoase și mult calciu. Celălalt spune, laptele îți provoacă nu știu ce, pentru că e plin de lactoză și nu-ți face bine și e acid și... Pe cine să cred? Și amândoi sunt, să zic, nutriționiști cu diplome și cu toate alea. Pe cine să cred? Corpul meu. Punct. Eu cred corpul meu. Eu îi dau lapte corpului meu să văd cum se simte. Se simte balonat? Se simte acidifiat într-un fel? Cum se simte? Cafeaua. E bună? Nu e bună? Păi eu beau să văd cum mă simt. Mă simt balonată? Nu mai beau. Mă simt într-un fel? Carnea. E bună? Nu e bună? Da? Deci din această multitudine de informații ne este foarte greu să selectăm ce e bine, ce nu e bine. Și atunci prefer, da? Depinde de persoană, de pe fiecare cât de tare îl arde sau cât de jos este în fundul sacului, da? Pentru că prevenția întotdeauna este mai bună, dar cât de tare. Deci dacă sunt foarte, foarte, foarte bolnav, cu cât voi rămâne în acea situație, clar că nu se va îmbunătăți nimic. Și atunci ce fac? Prefer să mă alătur cuiva sau să contactez o persoană, da? Care să mă ajute cât mai pot să ies de pe fundul sacului. Că mai jos de acolo, oricum, unde mă mai duc? Știi ce zic? Dar tare bine ar fi să nu ne lăsăm să ajungem pe fundul sacului. Pentru noi și pentru copiii noștri. Repet, că tot ceea ce fac, cum am spus, fac foarte, foarte mult pentru copiii mei, da? Să învețe și ei, și sunt tare mândră de ei până acum, în acest moment, și cu siguranță se va duce și mai departe, da? Deci toate învățăturile mele și experiențele mele, eu v-am spus foarte, foarte mult, posibil 95%, ceea ce vorbesc eu, da? Vorbesc din experiențele mele și tot ceea ce este trecut prin filtrul meu personal, da? Al meu și a copiilor. Deci,
Mi-e greu să vorbesc doar din cărți. Acum multe lucruri ce vi le-am expus aici, da, sunt luate din anumite studii, dar am trecut prin filtrul meu și posturile, două posturi de 10 zile și unul de 21 de zile și am ales, da, să consum și ceaiuri medicinale în acest timp, anumite ceaiuri, da, care să nu conțină cofeină ca să nu întrerupă, pentru că, deci întrerupe autofagia. Depinde de cantitatea de cofeină, dar ca să închei acest video, pentru că s-a făcut destul de lung, dar cam așa m-am gândit în jur la o oră, ca să pot să spun, sunt multe lucruri, oricum sunt mult mai multe lucruri de spus, dar ca să nu consumăm timpul foarte, foarte mult. Ce întrerupe autofagia? În primul rând, da, caloriile. Deci consumul de calorii întrerupe clar autofagia. Dar hai să spunem, este o persoană, da? Deci vine o persoană la mine care dorește să slăbească și facem un plan, da? Plan de mâncare, de alimentație, de mișcare, de post, de toate cele. Și primește, de exemplu, 5 zile de post. Să consume doar apă și ceaiuri, mă rog, cum se simte ea, da? Pentru că scopul, atenție, scopul este de a scădea în greutate. Da? Pe lângă beneficiile care le va atinge în autofagie, că se curăță la nivel intracelular, dar scopul acelei persoane, de asta spun, este esențial să ne știm scopul. Esențial. Deci, cazul, această persoană vine la mine și vrea să stea 5 zile, adică este programul făcut pentru 5 zile în post, mă rog, odată la lună și așa mai departe. Și undeva la a doua, a treia zi îmi spune: eu cred că renunț, că nu mai pot. Deci am o stare, mă simt într-un fel și renunț. Ok, ce crezi tu că ar putea să te facă să continui? Și îmi spune, parcă aș bea o cafea. Ok, bea o cafea. În acea cafea, pentru că de asta spun, sunt multe persoane cu diferite simptome, da? Scade zahărul în sânge, vin amețeli și așa. Deci în acea cafea poți să pui, fără doar și poate, o jumătate sau chiar o linguriță de ulei de cocos. Ok? În primul rând, pentru că este o grăsimă sănătoasă și în al doilea rând reduce și aciditatea cafelei, da? Și această combinație, da, nu va întrerupe fastingul acelei persoane, va întrerupe și va încetini. Deci, adică nici nu cred că întrerupe, doar încetinește puțin autofagia, dar scopul ei nu era doar acesta. Deci pe mine mă interesează ca acea persoană să poată să ducă cele 5 zile care și le-a propus sau le-am propus împreună de post. Deci este admis, cum ar fi, da, să consume acea cafea cu ulei de cocos. Eu văd foarte multe persoane care pur și simplu sunt contra, dar nu că sunt contra, măi, parcă te ceartă, parcă, cum să spun, nu ai voie. Deci îți spune pur și simplu, nu e voie și nu e voie, doar apă. Bun, dar care, tu știi care e scopul meu? Tu știi de ce vreau eu și mă strădui și eu să reușesc să stau 5 zile într-un post? Nu știi. Păi și dacă nu știi, de ce mă încurci? Mai bine nu zi nimic. Da? Deci nu mă încurca și nu mă întrerupe de la parcursul meu. Dar de asta e foarte important să știm ce vrem să facem. Da? Și dacă n-am reușit astea 5 zile să fie totul numai cu apă și numai cu apă de nu știu care, de vâlcele și numai cu apă de nu știu care, minerală sau nemineralizată sau așa. Bun, dar fiecare persoană are parcursul ei și are începutul ei și cu cât vei face mai multe posturi, cu atât vei deveni mai bun și mai bun. Este, deci nu poți de prima dată și eu am ales, deci eu conștient am ales pentru că îmi știam scopul din toate posturile care le-am făcut, eu am ales să consum ceaiuri medicinale. N-am consumat cafea, cu toate că îmi place cafeaua foarte mult, dar am ales să nu consum, pur și simplu, dar am spus da, anume am video făcut cu ce ceaiuri medicinale am ales eu să fac și asta am făcut. Dar fiecare, e important, repet, să-și cunoască scopul. Și când ți l-ai cunoscut, știi că ăsta e drumul tău și te duci pe acel drum și nu te împiedici în amănunte și nu doresc ca nici altcineva să mă împiedice cumva drumul meu care eu mi l-am propus. Bun, dragilor, cam atât a fost astăzi despre, m-am încadrat într-o oră foarte bine, despre autofagie, în cazul în care
Dacă tu ai vreo întrebare pe care n-am cuprins-o în acest episod, da? Cu mare drag accept să mi-o pui, sau dacă ai, nu știu, o completare la tot ceea ce eu am discutat acum și am putut să simplific, pentru că v-am mai spus eu, din multitudinea de informații, din oceanul ăsta de informații, este foarte greu să extragi, da? Și să simplifici ca să înțeleagă tot omul. Eu primesc și în privat și pe YouTube sau, mă rog, pe Facebook și mă bucură tare mult feedback-urile voastre, adică acelor oameni care îmi spun ești foarte simplă în cum să spun, simplifici lucrurile complicate. Pentru că, da, aș putea și eu vorbi foarte elevat și foarte complicat și ar înțelege poate trei persoane niște termeni, da? Nu știu, medicali sau anatomici, pe care eu vreau să-i transmit foarte simplu, să înțeleagă și un copil, dacă se uită la video, să înțeleagă cât de sănătos e, mai ales când ești bolnav. Și copiii, și nu doar copiii, și noi adulții. Deci de asta spun, corpul nostru este așa de inteligent, dar noi ne credem cumva mai inteligenți ca și corpul nostru, pentru că atunci când e bolnav, și am să închei cu asta, da? Corpul nostru când e bolnav, când ne ducem la spital sau acasă, pur și simplu zăcem în pat, da? De bolnav ne trebuie mâncare, poftim noi un cotlet, poftim noi pizza. Nu. Corpul nostru vrea repaus, vrea nimic. De ce? Pentru că autofagia, da? Acea echipă de curățenie vrea să-și facă treaba. Și vine bunica, și vine mămica, și vine nu știu cine, vecina și mătușa și vai, 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 ia ceva să mănânci. Nu trebuie să mănânci nimic. Da? Copilul, dacă spune nu dore, nu vreau, nu mi-e foame, nu forțăm. Adultul la fel. Poți să stai în pat, bolnav, și 2-3 zile lași corpul să-și facă treaba. Deci acolo se întâmplă autofagia. Deci ne încredem în corpul nostru. Bine? Cam atât astăzi despre autofagie. Vă invit la mișcare și hidratare și vă mulțumesc tare mult pentru atenție și pentru prezență.